Norișor. În înaltul cerului se află o lume miraculoasă, pură și neschimbată de mii de ani. Acolo conviețuiesc în armonie deplină soarele și luna, puzderie de stele, îngerii, copiii vântului și nori pufoși de toate formele. În marea familie a norilor se născu și Norișor, un nor imaculat, deosebit, ce luă forma unei inimi. Și avea Norișor un suflet mare, cât el de mare, iar ochii erau albaștri ca cerul senin de vară și adânci de parcă toate secretele lumii erau ferecate în ei. Micul nor era atât de delicat și fragil, încât mai marele norilor, cel care clasifica norii și le trasa sarcinile, chemă toată suita de nori la o întrevedere. Veniră nori de toate formele, mărimile și culorile, nori în formă de fulgi, șuvițe sau valuri, nori în formă de smocuri, bulgări sau grămezi, cenușii sau gri strălucitori, lăptoși sau translucizi. Astăzi e o zi deosebită, zise mai marele norilor. Familia noastră s-a mărit cu încă un nor, unul special, cum nu am mai văzut până acum. Se știe că norii au viață scurtă. Părerea mea este că nu ar trebui să coboare în atmosferă, din pricina fragilității lui. Mai bine va locui aici, la adăpost, în casa norilor. Te-ai gândit bine, răspunse grav un nor cenușiu impunător. Dar eu propun ca în fiecare seară să vină câte unul dintre noi să-i povestească ce a făcut, ce a văzut în acea zi și care e menirea lui. Sunt sigur că și el a venit cu un rost pe lumea asta ca noi toți, dar până și-l descoperă, Norișor trebuie să știe din ce familie face parte și care este destinul nostru. Ceilalți nori încuviințară tacit propunerea celor doi nori. Inocentul Norișor nu scoase niciun cuvânt, nici nu știa ce s-ar fi cuvenit să spună. Dar era emoționat și mândru că face parte dintr-o familie infinită, ancestrală. Întrevederea luă sfârșit, iar norii se risipiră în cele patru zări. Norișor și câțiva copii de nori au mers cu minți în casa norilor, unde au plutit și au numărat stelele până au adormit. A doua zi, Norișor s-a trezit de vreme în zori, la timp pentru a saluta mândrul soare care cobora pe bolta cerului. Astrul strălucitor îi zâmbi și îl mângâie delicat cu o rază. Micul nor cunoscu apoi copiii vântului cu care se hârjoni în joacă prin spațiu. Apoi cunoscu și alți aștri, mai mici sau mai mari, pe care îi salută respectuos și fascinat. Timpul se scurse repede pentru Norișor, căci era însetat de cunoaștere și de lumea care îl înconjura. Însă, cum s-a înserat, s-a întors în casa norilor pentru a asculta povestea primului nor. În această seară veni un nor mare și pufos, alb imaculat, care îi povesti. Norișor, eu și cei ca mine suntem nori de vreme bună. Plutim ușor pe cer în zilele însorite, iar oamenii știu când ne văd că pot ieși la plimbare sau în drumeții fără nicio grijă.
își planifică activități în aer liber, prin grădini sau pe ogoare, iar copiii se joacă neobosiți și ne asemuie formele cu diferite obiecte sau animale. Norișor asculta atent și încântat, încercând să-și imagineze cum arată copiii sau grădinile, apoi șopti: ce mult mi-aș dori să fiu ca tine, să fac ce faci tu, norule drag. Ești prea mic, mai trebuie să aștepți, îi răspunse norul și îl sărută de noapte bună. A doua seară veni un nor gri strălucitor, nerăbdător să-l cunoască pe norișor. Micule nor, am auzit că ești deosebit și acum văd că într-adevăr așa este. Rolul nostru este să anunțăm schimbarea de vreme. Suntem un fel de mesageri ai timpului ploios, chiar dacă noi nu producem precipitații. Fiind atenționați că va urma ploaia, oamenii își pot cultiva pământurile, pot să pregătească rezervoarele pentru apă, pot închide ferestrele, își pun la adăpost animalele, își pot amâna excursiile și își iau umbrelele sau pelerinele de acasă să nu fie surprinși de ploaie. Norișor asculta captivat și abia aștepta să vadă și el lumea, așa că rosti: ce mult mi-aș dori să fiu ca tine, să fac ce faci tu, norule drag. Ești prea mic, mai trebuie să aștepți, îi răspunse norul și îi ură noapte bună. În cea de-a treia seară, la norișor veni un nor impunător, de un cenușiu sumbru, iar micul norișor se sperie puțin, făcându-se mai mic decât era. Nu trebuie să-ți fie frică, norișorule, deși avem statura impozantă și o culoare mai murdară. Noi aducem pământului ploaia mult dorită, fără de care nu ar exista viață. Precipitațiile noastre fac ca totul, de la iarbă, flori, copaci și culturi, să crească, să se dezvolte și să rodească. Oamenii și animalele au apă, pe fluvii și mări se poate naviga, din rezerve se fac irigații, nu în ultimul rând curățăm orașele de praf și răcorim aerul când este prea cald. Norișor sorbea fascinat cuvintele norului și spuse entuziasmat: ce mult mi-aș dori să fiu ca tine, să fac ce faci tu, stimate nor! Menirea ta este atât de importantă! Ești prea mic, poate dacă mai crești, îi răspunse norul și îl îmbrățișă de noapte bună. Micul nor se întristă puțin când auzi același răspuns. Din cauza faptului că era mic și delicat, nu avea voie să coboare în lume, să se facă util, să binecuvânteze pământul cu ploaie sau să-și găsească menirea. Două lacrimi ca două cristale au curs din ochii lui albaștri. Luna, care tocmai pleca să vegheze și să lumineze noaptea, îi alină tristețea, cuprinzându-l tandru cu lumina ei strălucitoare. Norișor adormi și visă lumi îndepărtate și fantastice, așa cum le plăsmuia imaginația lui. Zilele și săptămânile treceau și norișor, cel inocent, continua să asculte cu nesaț poveștile norilor. Auzi cum anumiți nori, când își dau mâna, acopere total cerul, ca o pătură,
îi invidie pe cei care își schimbau culoarea la răsăritul sau apusul soarelui și își dori să poată bucura și el copiii cu fulgi mari de zăpadă. Dar el nu era ca ceilalți nori. El era mic și fragil, în formă de inimă și nu mai creștea deloc. El nu avea putere să genereze ploaie și probabil că nici umbră nu ar fi făcut, atât de mic era. Dar în el se ascundea un suflet mare. Într-o bună zi, când mai marele norilor veni să-l vadă, norișor îi vorbi hotărât. Înțeleptule nor, îți mulțumesc că m-ai protejat și m-ai ajutat să cunosc marea familie a norilor și să înțeleg rostul ei. Dar eu nu mi-am găsit menirea. Cum aș putea să o găsesc dacă stau ascuns doar aici, în casa norilor? Trebuie să mă descopăr singur, să văd cu ochii mei și să simt cu sufletul meu, nu doar să ascult povești. Mai marele norilor oftă încet. Știa că va veni și această zi. Îi vorbi ca un părinte cu multă dragoste. Micuțule nor, te vei confrunta cu multe greutăți și vei fi supus la multe încercări. Sunt uragane sau chiar furtuni care te pot distruge într-un moment. Există grindină care te poate spulbera cât ai clipi. Eu voiam să-ți ofer o viață cât mai lungă, ținându-te la adăpost. Dar dacă asta îți dorești, ai binecuvântarea mea. Norișor era în culmea fericirii. Toate lucrurile pe care până atunci doar și le imaginase, urmau să prindă contur. Micul nor pluti lin prin stratosferă și se apropie cât mai mult de pământ. Zări crestele semețe ale munților, clădirile înalte și turlele bisericilor. Admiră copacii maestuoși și verdele nesfârșit al naturii. Ascultă vrăjit susurul izvoarelor și se jucă cu razele prietenoase ale soarelui. Norișor era uimit și mut de admirație în fața complexității naturii și a spectacolului vieții. Realitatea îi depășea cu mult imaginația și așteptările. Norișor se uita într-o parte, se uita în cealaltă, se întorcea, se răsucea și privea din alt unghi, încercând să cuprindă toată lumea în ochii lui albaștri. Deodată, norișorul auzi niște chicote cristaline chiar în parcul deasupra căruia plutea. Un grup de copii zburdalnici săreau în direcția lui cu mâinile ridicate ca și cum ar fi dorit să-l prindă. Norișor se uită curios împrejurul lui să vadă și el obiectul de interes al copiilor. Dar nu era nimeni altcineva în văzduh, nici măcar o pasăre sau vreo albină. Se retrase totuși câțiva metri, dar copiii veniră alergând cu brațele întinse către el și râzând fericiți. Apoi se mută încă o dată, de două ori, copiii după el. Norișorul a intrat în jocul copiilor, se ascundea de ei, se ițea din nou și plutea încântat deasupra lor. Chiar și un copil morocănos, care stătea deoparte de ceilalți copii, când văzu norișorul în formă de inimă, îi apăru un zâmbet pe față și se alătură grupului să se joace. După ce se înseră și copiii plecară acasă, norișorul rătăci pe străzi, uitându-se la animale, la oamenii grăbiți și la toată forfota din jurul lor.
Mai mulți căței care erau plimbați de stăpâni au lătrat voioși și au dat din coadă la vederea lui, iar un grup de câini vagabunzi care alergau o biată pisică s-a oprit brusc din urmărire și l-au salutat cu hamhamuri prietenoase. Oamenii, oricât de grăbiți sau preocupați erau, se opreau în loc când îl zăreau și zâmbeau, îl fotografiau sau îl filmau. Micului nor îi se umplea sufletul de bucurie când vedea ce reacție produce. În acea noapte, norișor a dormit extrem de fericit, așteptând cu nerăbdare dimineața să-și reia plimbările și descoperirile. A doua zi plutii departe de oraș, în zona rurală, unde țăranii coseau fânul pentru vite sau adunau strugurii din vie. Dar oricât de multă treabă aveau și oricât de atenți erau la ce făceau, cumva l-au văzut și un zâmbet cald le-a luminat fețele arse de soare și bătute de vânt. Pentru o clipă, oamenii uitau de cules, se sprijineau în coasă sau duceau mâna streașină la ochi și priveau duios norișorul în formă de inimă. Parcă toate neajunsurile și povara anilor purtați în spate se topeau dintr-o dată și o stare de bine îi copleșea numai decât. Probabil e din cauza formei mele neobișnuite de inimă, sau poate a dimensiunii foarte mici, poate a ochilor albaștri sau a albului pur, își spuse Pic. Sau poate doar mi se pare. Norișor se întoarse în oraș și zbură direct în curtea școlii la copiii care erau atât de dragi. Pentru că și el era un copilaș de nor cu suflet mare. Toată recreația, norișor s-a jucat cu copiii coborând atât de mult încât s-a lăsat și mângâiat de ei. Iar când clopoțelul a sunat, micuții s-au întors mai cu poftă la ore. Micul nor transmitea o energie bună, pozitivă, care nu ținea cont de distanțe sau de locul în care se afla, fie el oraș, sat, munte sau mare. Și de atunci încolo, aceasta a fost dorința lui cea mai mare și menirea pe care și-a descoperit-o: să ofere bucurie, zâmbete, o stare de bine și o inimă de copil. Toți ne-am născut cu un rost pe lumea asta. Orice formă și culoare am avea, oricât de mari sau de mici am fi, rolul nostru este foarte important. Trebuie doar să-l descoperim cu ajutorul sufletului. Dacă vreodată vă simțiți mai triști, opriți-vă puțin din ceea ce faceți, ridicați ochii spre cer și sigur veți vedea norișorul în formă de inimă care aduce fericire. Iar dacă vă simțiți veseli, ușori și puri ca niște copii, cu siguranță norișor v-a mângâiat pe creștet, căci asta e menirea lui.